Înainte de a da citire programului zile de astăzi, propun să începem cu rugăciune din zi de sărbătoare și venim după Sfânta Liturghie la această întâlnire. Dragi prieteni, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dragi cavalați, vă mulțumim că sunteți prezenți astăzi în această zi de Sfântul Ilie, la cea de-a 14-a ediție a Zilelor Rezistenței. Să nu uităm că Sfântul Proroc Ilie de Sfinteanul a fost ales de partizanii anticomuniști din Munții Păpelașului ca și protector al lor și al luptei lor, dată fiind asemănarea dintre încercările și modul de viață pe care și ei, ca și prorocul, și prorocul Ilie, au fost nevoiți să le trăiască în condițiile acelea grele. Trăim astăzi un moment deosebit prin faptul că am primit în urmă cu o săptămână vestea care ne-a adus multă bucurie în suflet, aceea că biserica noastră strădoșească, Biserica Ortodoxă Română, prin Sinodul Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor, a hotărât, a aprobat propunerile de trecere în rândul Sfinților a unui șir de 16 preoți, părinți, trăitori și mărturisitori creștini, între care o parte sunt oameni care s-au opus comunismului, care au mărturisit credința în acele perioade, în acea perioadă cumplită a ocupației sovietice și a regimului comunist ilegitim instaurat de aceasta. Și suntem deosebit de bucuroși că alături de Părintele Stăniloae și alți mărturisitori din închisori se află și veritabili mucenici, așa cum a fost Părintele Iscu, Părintele Constantin Sârbu, chiar dacă m-a martirizat după 1970, știți în ce condiții, și care a făcut minuni, care au dus la descumarea sa în octombrie anul trecut, la Biserica Sapienței din București. Părintele nostru de vrednică pomenire, Arsenie Boca, Sfântul Ardealului și al Țării Păgărașului, Părintele Ilie Lăcătușu, cel prin care Dumnezeu și-a arătat încă o dată puterea, învingând legile naturii, legile materiei, și alții. Suntem bucuroși și de aceea, după Tatăl nostru, o să rostim o rugăciune dedicată Sfinților Mărturisitori din temnițele comuniste. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Iubirea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel binea. Ca Ta este puterea, împărăția și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și bunurile și vecii vecilor. Amin. Și acum să rostim împreună o rugăciune a episcopului Macarie Drăgoi către martirii și mărturisitorii care au pătimit în închisorile comuniste. Sfinților martiri și mărturisitori, cei ce ați pătimit în închisorile din perioada comunismului, ați plătit cu preț de sânge libertatea și demnitatea neamului și bisericii noastre în vremurile acestea de pe urmă. Voi sunteți luminile care ne luminează calea în întunericul acestui veac, zidul de apărare în fața nevăzuților vrăjmași. Pentru aceasta venim înaintea voastră și cu o sârbie ne rugăm vouă, ridicați vânul greu al nesimțirii și neiubirii noastre. Scuturați pe noi lanțurile slăbiciunilor și compromisurilor noastre. Îmbărbătați firile noastre slabe și îndoielnice în fața împotrivitorilor. Insuflați în noi dragoste pentru biserică, pentru neam și pentru aproapele nostru. Cei care v-ați rugat pentru chinuitorii și ucigașii voștri, învățați-ne și pe noi să ne iubim vrăjmașii. Cei care v-ați repădat de răzbunare și v-ați pus sufletele pentru semenul vostru, întăriți-ne pentru poruncile lui
cel răstignit și înviat. Cei care ați prefăcut închisoarea în mănăstire și viața de celulă în traifii locali, dați-ne mângâierea de sus în încercările amare prin care trecem. Rugăm-ne vouă, mijlociți la Hristos pentru izbăvirea și mântuirea noastră, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vă mulțumim să ținem un moment de reculegere pentru toți cei căzuți în rezistența anticomunistă, în lupte, în lagăre și în închisori, sau cei care ulterior au adormit într-o nădejde a învierii. Dumnezeu să-i odihnească în pace. Ieri s-au venit 70 de ani de când undeva lângă Copanii, pe podișul Dobrogei, un erou al neamului, a desfăcut puiul grenadei și a explodat grenada și el. Se numea Gogu Puiul. Pe 16 iulie, acum 4 zile, s-au împlinit 75 de ani de când în Pădurea Verde, de lângă Timișoara, un grup de luptători, în frunte cu Spiru Brănaru, cădeau sub gloanțele plutonului de execuție. Toate acestea se întâmplau în anul 1949. Acestea și multe altele. Anul 1949 a fost anul de vârf al luptei eroice a celor care s-au opus cu arma în mână regimului instaurat de tancurile rusești ca urmare a înfrângerii României în războiul antibolșevic. Anul 1949 a consfințit numeroase lupte pe tot cuprinsul țării pe care încercăm să le evocăm în această întâlnire pe care o avem împreună la zilele rezistenței, la Sâmbăta de Sus, în sărbătoarea pe care Ion Gavril a lăsat-o peste ani, să fie amintită lupta și jertfa luptătorilor pentru dreptate și libertate în munții României. O a doua temă pe care încercăm să o evocăm este legată și de inițiativa Bisericii Ortodoxe Române de a stabili anul 2024 ca anul magial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și an comemorativ al tuturor sfinților tămăduitori fără de arginți. Numeroși medici sau oameni implicați în îngrijirea bolnavilor au fost victime ale represiunii comuniste. Inițial am fost fericiți să avem între noi, sau am fost fericiți să avem între noi pe doamna Galina Răzuleanu, care a promis că va ajunge. Dar din păcate, la începutul săptămânii, starea de sănătate nu i-a permis să facă deplasarea la Sâmbăta de Sus și ne-a comunicat că nu va ajunge. Pregătise ceva exact în această direcție a unei mărturii, a uneia din ultimele supraviețuitoare a templițelor și labelor comuniste, dânsa fiind medic, făcând parte din dumneavoastră cunoașteți. Îi dorim sănătate, ne rugăm pentru sănătatea dânsei, este la Zahole și pe Zahole, e încă sub asistență medicală în momentul ăsta. Și sperăm că totuși
vom avea ocazia să mai revedem. Am fost foarte fericit în primăvară la Alba aici, am participat la o întâlnire, tot așa cu... de, în memoria medicilor care s-au jertit în Biserica Baptistă. Voi spune întâi două vorbe despre... sau nu, voi ruga pe Florin să spună două vorbe despre ce s-a întâmplat în ultimul an, pentru că de fiecare dată când ne-am întâlnit în câteva cuvinte, am încercat să facem o prezentare a activităților Fundației pe parcursul ultimului an. Nu va fi o prezentare foarte lungă, dar pentru că lucrurile s-au derulat aproape ca în fiecare an, cu evenimente deja cunoscute, dar e util să primiți și dumneavoastră un raport asupra ceea ce s-a întâmplat de an. În primul rând vreau să salut în numele Fundației Ion Gavrilă Ogolanu prezența în sală a doi demnitari ai statului român, aleși ai făgăleșenilor. O să îi numesc în ordine alfabetică, pentru să nu existe niciun fel de suspiciune că cineva este favorizat. Este vorba de domnul deputat Ioan Frumbuș și în Camera Deputaților, în Parlamentul României, și domnul senator Marius Toantină. Faptul că reprezentanți aleși de cetățenii români din țara Păgălașului sunt prezenți la această manifestare și este o expresie a normalității, a faptului că în țara Păgălașului lucrurile sunt mult mai normale decât în multe locuri din această țară. Și poate că e normal să fie așa, dar de fiind obăt și a acestor oameni din țara Păgălașului, care s-a reflectat de adeseori în istorie și au arătat că, ca și în perioada rezistenței, reprezintă un ținut românesc deosebit. Eu n-am să vă vorbesc foarte mult despre ceea ce face Fundația Ogolanu, decât am să recanaliză câteva lucruri, pentru că, oricum, dumneavoastră vorbesc că aveți, sunteți conectați mai mult sau mai puțin la sursele de informare legate de activitățile Fundației. Să știți că noi am întâmpinat anul acesta tot felul de probleme, de noi, să zic așa, interdicții, în sensul că, așa după cum știți, a existat o nedreaptă decizie a Prefecturii Bucureștilor și a Inspectoratului Școlar al Municipiului București, care, în mod arbitrar, au hotărât să interzică, ăsta a fost cuvântul, accesul Fundației Ion Gavrilă Ogolanu și al Asociației Suroi Ogu Buiu și Haiducii Dobrogei în toate instituțiile de învățământ preuniversitar din capitală. Noi desfășuram de ani de zile activități în unele licee, uneori chiar și școli generale. M-am mai vorbit despre asta, făceam vizite la Jilava, la Fotul 13 Jilava, aveam tot felul de activități cu foști de ținuți politici care erau aduși în școli și în licee și aveau dialoguri cu elevii. Au fost și situații când elevii au venit la sediul nostru construit de foști de ținuți politici din București în timpul săptămânii altfel și au avut întâlniri cu foști de ținuți politici, au vizitat muzeul care este mic deocamdată, dar care va crește și cum să spun, nu înțelegem. Noi am atacat în justiție această decizie pe cale administrativă și sperăm că vom rezolva problema. După cum știți, și la Liceul Mircea Vulcănescu, din păcate, a existat o cedare inadmisibilă din punctul meu de vedere a conducerii liceului în fața șantajului și presiunilor. Gustul savantului Mircea Vulcănescu, care era înainte la liceu, acum este la noi expus și expus cinstirii de către public în sediul nostru și încercăm de asemenea. Avem o acțiune în instanță, dar șansele sunt toate, nici pentru că acolo, repet, a fost vorba de o cedare în ultima instanță inadmisibilă. Dar mulțumesc cadrelor didactice care atâția câți au fost, au mai opus rezistență și care au susținut demersurile noastre.
și Dumnezeu poate ne va ajuta să repunem în drepturi pe acest savant și să îi redăm numele liceului. În rest, noi ne continuăm activitățile, continuăm să sprijinim la fotul 13 și la ceea ce se poate sprijini atunci când este nevoie, din punct de vedere tehnic. Există acum o promisiune, o lege prin care se pare că se intenționează realizarea unui muzeu acolo, ceea ce noi ne dorim și ne-am bucurat să fie așa, numai că promisiunea a mai fost, să înțelegem și fapte, deocamdată nu există altceva în plus. Continuăm să ducem grupul la fotul 13 și Lava, continuăm să amenajăm Muzeul Rezistenței, noi și noi exponate, unele mai valoroase decât altele au fost adunate și continuă să fie adunate, care reflectă viața deținuților politici, a luptătorilor de rezistență, sunt exponate și documente unice, aș zice, inclusiv din activitatea exilului. Continuăm să edităm cărțile lui Ion Gavrilo Oboranu, pe lângă volumele 1 și 2 am editat și am reeditat volumul romanul Iuda, pe care îl găsiți aici la ștand. Lucia Pachi, care este prezent aici, a reeditat în a patra ediție Brazii Sfânt Aduse Înduiesc, volumul 3, care este o ediție adăugită, completată, cu noi și noi mărturii legate de alți și alți luptători și susținători pe luptătorilor din țara Făgărașului. Vă recomand acest volum, ia uitați-l, are 800 și ceva de pagini, dacă îi dai cuiva în cap, ăsta e armă. Așa? Și este, după părerea mea, un fel, este un compendiu complet, un fel de huscu al rezistenței din munții, din toată țara Făgărașului. Aici găsești cam aproape tot despre tot. De asemenea, am reeditat într-un mic tiraj, în vară acum, amintirile din copilărie. Și cea mai mare parte din aceste cărți, amintiri din copilărie, scrise cu o duioșie și cu un umor incomparabil de Ion Gavrilo Oboranu, le-am donat pentru a fi date ca premii copiilor prin școli și prin licee, pentru ca și gen, să cunoască și această fațetă de memorialist al copilăriei a lui Ion Gavrilo Oboranu și împreună cu Coriolan Baciu, executorul testamentar al lui Ion Gavrilo Oboranu, rămâne deschis proiectul la care lucrăm și ne apropiem de finalizare și sperăm ca spre sfârșitul acestui an să începem campania de strângere de recomenzi, adică e vorba de proiectul Opera Integrală Ion Gavrilo Oboranu, o serie de 7 cărți atât de mari, cu coperți cartonate, legate frumos, cu ediție de lux. Și, sigur, se pot cumpăra și volume disparate, se pot putea cumpăra și volume stoc, adică pentru ca să le pui în bibliotecă și să existe. Ăsta este unul din proiectele noastre de suflet, dar a durat, fiindcă a fost și muncă multă, dar e vorba și de aspectul financiar și trebuie găsite soluții în sensul acesta. În rest, așa cum știți, am continuat să susținem comemorările anuale, pe lângă cea de la Sâmbăta de Sus, la Jilava, la Tâncăvești, la Țigănești, la Harahonda, unde de asemenea, cu sprijinul dumneavoastră, în primul rând, reușim să trimitem în fiecare an o sumă care să achite cel puțin integral impozitul pentru terenul pe care se găsește monumentul Moța Marin. Acest impozit este asigurat de fiecare an de susținătorii Fundației Ion Gavrilo Oboranu, care ne trimit banii și noi, contrachitanță, înmânăm reprezentanților spanioli ai Asociației Mahala Honda acest impozit. Am avut conferințe în mai multe locuri din țară, așa după cum știți, și cea de la Alba Iulia a fost poate cea mai reprezentativă. Noi vă stăm la dispoziție, în continuare, celor care sunteți prin diverse locuri ale țării și care vreți să organizăm manifestări, să luați legătura cu noi și să stabilim de comun acord și atunci noi venim acolo la dumneavoastră cu tot ce trebuie, dumneavoastră urmând să asigurați sala și ce mai este necesar acolo, publicitatea și împreună să putem să extindem acest gen de manifestări culturale. Și așa chiar să ieșim, încercăm pe cât posibil să ieșim din tiparul clasic al conferințelor, al simpozioanelor și să mergem pe chestiuni mult mai
interactive, expoziții, tot felul de manifestări, proiecții de film, deci lucruri care să atragă într-un fel sau altul, inclusiv tineretul. Nu vă ascund faptul că în ciuda interdicțiilor inspectoratului școlar al municipiului București și prefecturii capitalei, numărul tinerilor, în special al elevilor de liceu și studenților care se apropie de Fundația Ion Gabriel Voranu, este în creștere. Și asta este poate cel mai îmbucurător lucru. Mai sunt și profesori, de asemenea, care nu au ținut cont de intimidările inspectoratului și ale prefecturii. Dar dincolo de cât de echipați sau nu au fost cadrele didactice, laudativ este faptul că tinerii, adolescenții, se adună ei unii pe alții și vin, ne trec placul, sunt prezenți, e prezent un eșantion reprezentativ, zic eu, față mai reprezentativ ca oricând, sunt sus acolo, îi văd pe unii dintre ei, de tineri, elevi și studenți, atât de la din cei care interacționează cu Fundația Ion Gabriel Voranu, cât și din cei care sunt în jurul comunității identitare din Cluj. Și salut pe care aceasta ajutorul pe care frații de la comunitatea identitare din Cluj îl dau. Aș vrea de asemenea să salut faptul că este prezentă în sală doamna Viorica Marcu din localitatea Lucă, de aici, de la Fiștea, în țara de Orașului. Este fica fostului deținut politic Viorel Leluțu, luptător anticomunist, prizonier pe front, pe frontul de Est, apoi luptător anticomunist în România, membru al mișcării regionale, deținut politic foarte mulți ani, o familie, una din multele familii sfărâmate ale acestui neam. Salut în mod deosebit prezența domnului doctor Corneliu Zeană, fiul eminentului chirurg Dumitru Zeană. Tatăl său a fost exterminat la închisoarea Aiud în 1962 și domnia sa va vorbi, va evoca pe tatăl său, pe Dumitru Zeană, dar și pe medicul Ionel Zeană, unchiul său. Sunt prezenți și alți urmași de deținuți politici, de lucrători anticomuniști care au suferit de asemenea rigorile regimului comunist. Mulțumesc domnului Horia Baicu, fiul neuitatului Petru Baicu, unul din mucenicii tendințelor comuniste. Mulțumesc în mod deosebit familiei Baciu, cu Coriolan Baciu, aici, și familiei Dincă Gospodin, urmașii lui luptătorului anticomunist Apostol Gospodin din Hainucii Dobrogii. Deci sunt reprezentanții ca și domnul Zean a armânilor, această ramură mai aparte poate decât toate a poporului, a națiunii noastre și care acolo în cel mai ostil teritoriu, în Dobrogea, au dat proba uneia dintre cele mai ample lupte anticomuniste, cu 10.000 de oameni arestați, cu 1.000 de oameni băgați în mușcărie și cu sute de oameni executați sumar. Respectul. Nu voi mai vorbi prea mult și, cu permisiunea lui Coriolan, voi da cuvântul Deci, Coriolan, mă voi face o scurtă trecere în revistă a anului 1949. Și ca să înțelegem anul 1949, trebuie să facem doi pași. Va trebui să facem doi pași înapoi și să începem cu data de 14-15 mai 48. Suntem implicați în fiecare an în a celebra
în a comemora acea noapte cumplită în care statul român a arestat mii, după unele istorie, zeci de mii de tineri, de potențial opozanța ai regimului. Criteriile au fost adesea foarte ciudate, mulți dintre cei arestați nu aveau niciun sentiment al faptului că vor fi arestați, dar au fost arestați în situația aceea. Dar în afară de cei arestați, au fost iarăși sute care n-au putut fi arestați, care fie au fost avertizați, fie au fost prudenți și au evitat arestarea. De la acele arestări, de acea represiune masivă a lunii mai 48, rezistența anticomunistă a început să caute soluții. A început să caute soluții, să creeze grupuri de sprijin, să creeze potențiale acțiuni și activități ca să opune regimul. Pe tot cu prin țările. Sigur, cu preponderență în zonele montane, pentru că zonele montane aveau un grad de izolare mai mare, o posibilitate de a putea acționa mai puțin supravegheat de către regim. Regimul la rândul lui a reacționat și a reacționat dur, astfel că la sfârșitul lunii decembrie, în județul Mureș, un grup de trei persoane, conduse de Eugen Schenker, un grup arestat, a fost scos din arest, dus în comuna Răstorița și împușcat sumar. Cu obiectivul vădit de teroare, de a impresiona pe toți cei care ar fi în măsură să se opună regimului. Acest tip de acțiuni represive, sumare și nelegale, complet ilegale, au fost mai multe pe tot parcursul țării. Nu voi face acum imediat acolo. Doar că, la data de 15 ianuarie 1949, s-a votat o lege cu numărul 16, prin care se instituia pedeapsa cu moartea pentru foarte multe fapte. Și voi face o scurtă lectură. Se pedepseau cu moartea trădarea de patrie, trecerea în slujba dușmanului și aducerea de prejudicii puterii de stat, procurarea și transmiterea către putere suferină sau dușmana statului a unor secrete. Se pedepsea cu moartea sabotarea propășirii economice, distrugerea sau deteriorarea prin orice mijloc a clădirilor, mașinilor, instalațiilor. Se pedepsea cu moartea actul de eroare săvârșit individual sau în grup prin orice mijloace, precum și de răspândire a de microb sau substanțe vrăbitoare. Se pedepsea cu pedeapsa capitală constituirea în bande, în scop de erorist sau de sabotaj. Instigarea, complicitatea, tăinuirea, precum și săvârșirea oricăror acte pregătitoare în legătură cu crimele prevăzute de prezenta lege, se pedepsesc cu aceeași sancțiune. Nedenunțarea se pedepsește cu muncă silnică de la 5 la 10 ani. Și foarte important, judecarea crimelor prevăzute se va face de tribunale militare. Deci a ieșit de sub jurisdicția tribunalilor civile. Astfel, regimul a pregătit capacitate de represiune pentru orice fel de împotrivire. Foarte multe fapte sau poziții personale putând intra sub incidența acestei legi din ianuarie 41. Și n-am încetat, imediat după această lege, să demareze acțiuni. Prima mare acțiune a fost cea din Banat. În 22 februarie 49 a fost o acțiune puternică a securității, cu efective numeroase, potriva unui grup puternic constituit,
sub comandă lui Spiru Plănar, în zona Tenegova, a comandorului Dobășneanu și a colonelului Uț. Nu doar lectura asupra luptelor, care a durat până 9 martie. 9 martie grupul a fost complet distrus, Spiru Plănarul venit arestat, urmând ca 16 iulie să fie executat ca urmare a comandării la moarte. În acele lupte au fost uciși peste 20 lupte și apoi în comandă la moarte peste 20 de luptători. Iam-o aici pe toți, e lung să vă fac. Au venit apoi acțiunile din martie 49, care a fost o lună de lupte. Al doilea grup important, tot așa ca mărimea grupului și ca dotare cu armament, după cel din Banatul de Munte, a fost grupul din Atuseni, al Maiorului Cămijla. La momentul acțiunii erau circa 30 de persoane în zona de acțiune la Muntele Mare, la Groș. Dar peste 100 de persoane ar fi ajuns în zonă în mai puțin de o săptămână. Doar că la data de 4 martie 49, două companii de securitate au atacat tabăra destul de bine izolată. Multe au aflat-o prinzând pe unul dintre cei care se ocupa de aprovizionare și torturând îngrozitor. Până la urmă acedat, a divulgat aplasamentul acestui grup de luptă și cele două companii au atacat în dimineață la ora 4, în ziua de 4 martie și au ucis o parte, 5 sau 6 persoane au fost ucise, restul au fost o parte arestată, parte au reușit să fugă, inclusiv Maiorul David a fugit, dar într-un fel sau altul, toți cei care au fost parte în acel grup au fost fie uciși, fie arestați în perioada următoare. Tot în Apuseni, pe 8 martie 49, o altă parte a grupului Davija, care nu era la momentul respectiv în Muntele Mare, ci se găsea undeva în Trascău, în preajma localității Cricău, sub piatra Caibii, la locul din Popoloaia, a fost surprins la ieșirea din pădure, erau 5 persoane, conduși de Ștefan Popa, și trei au fost uciși, doi arestați, într-o luptă, tot așa, cu un ton de securitate. Pe 9 martie, în comuna Mesentea, doi tineri, unul din Galtiu, satul unde se califugea, unul mai bine, altul din Ivezile, Traian Mărza și Traian Grigor, au fost surprinși într-o casă și după o luptă de aproape o jumătate de zi, au fost uciși în acea luptă din martie, în data de 9 martie, la Mesentea. Și la Popoloaia și la Mesentea sunt, în momentul de față, monumente care comemorează acestor eroi. Iar trupurile a 10 dintre cei uciși în luptă au fost găsite ca urmare a lucrărilor de echipa Mare Soprea și Gheorghe Petrov și au fost încorporate cu cinstire în biserica care pe axul catedralei din Alba Iulia, în curtea catedralei, au monumente frumoase de cinstire. În Maramureș, în mai 49, a fost prins într-o cursă Vasile Popșa și ucis. Fratele lui Ion Popșa a arestat în Maramureș. Da,
la mijlocul lui 48 a fost arestat complet grupul format de profesorul Aurel Bișovan la Sighetul Marmar, tot în Maramureș. Ajungem la Vrancea. La Vrancea iarăși s-a creat o grupare puternică condusă de frații Paranjule și de Mihai Timaru, care au adunat și provizii și armament și care se pregăteau de o rezistență foarte serioasă, doar că au fost luați prin surprindere și grupul a fost atacat în toamna lui 49. Mihai Timaru a supraviețuit, l-am cunoscut. Și eu le fac la cine. Și o personalitate remarcabilă. Cum spuneam, la început, de 18 spre 19 iulie 1949, Rumpuiu, lucrătorii Dobrogeni, care a fost poate zona cu cea mai mare organizație de rezistență anticomunistă din Munții Românești, din Munții României, într-unul din cele mai mici masive muntoase. Eu vă prindă spunea că el nu poate să-și imagineze acum în acei munți, pe acele dealuri de Dobrogea, s-a putut organiza o rezistență. Apoi, frații Budulea au rezistat încă 2 ani, până în 1952. În Bucovina. Organizația lui Gabriel Bataluniu începe activitatea tot în anul 1949. Și rezistă destul de mult în zona Suceviței. Se alătură acolo Lucrescu, după în Cenușe. Și frații Chiraș. Aici, în Băgăraș, în 1949, sunt primele reuniri ale viitorului nucleu de rezistență, care le povestește în începutul activităților de constituire a grupului, care până la urmă va crea acea epopee de luptă a țării Păgărașului împotriva comunismului. Și din păcate, 1949 se încheie cu începutul celui mai crud și abuziv regim al închisorilor comuniste cu torturile de la Pitești. La 4 decembrie începe în camera 4 spital experimentul care a fost nemai întâlnit de niciuna dintre experiențele carcerale, niciuna dintre țările comuniste, prin duritate și prin abjecție până la urmă. Acela de a sili prin tortură ca oamenii să abjure de la condiția umană și să devină din victime la rândul lor torționari pentru fraților de lucru. Groază. În câteva linii am spus
câteva evenimente ale anului 1949, dintre dumneavoastră care veți dori să completați, sunt mult mai largi. Eu am încercat să fiu limitat în expresie ca să nu-l lungesc, dar despre anul 1949 doar se pot scrie tot. La probleme mai este la urmă. Ne bucurăm că a venit nevăzut când o venit aici. Și închei rugându-l pe domnul doctor Zeană să continue mărturia dânsului. Vă mulțumesc! Mă așteptam, sunt emoționat, nu mă așteptam să fie cuvântul așa. Tema este medici, până în trece, medici în funcțiune comuniste și vin dintr-o familie de medici, familie restrânsă, dar 8 dintre noi sunt medici, dintre care 2 au suferit cel mai mult. Tatăl meu a fost ucis la Aiud, fără să știm cumva modul în care am murit, am adresat tuturor autorității, nu s-a găsit nicio mărturie, cel puțin, probabil că a fost scos din cerulă și s-a terminat și aruncat undeva în papa comună. Iar al doilea este Ion Zeana, un medic fiziolog, de asemenea remarcabil, despre care voi spune câteva cuvinte. Suntem o familie de aromeni, armânii au excelat ca luptători anticomuniști. Au grâzenie deosebită. Oriuna a evocat haiducii domnului. Nu pare că a fost deformată numai din aromâni, dar majoritatea au fost aromâni. Unul dintre ei. Nu vreau să vă rețin foarte mult, dar vreau să-i vor rețin figura unui medic deosebit, Ionel Zeana, care a fost și rămâne un mare poet și scriitor cu opere quasi interzise, să spun, la noi. Spre deosebire de prietenii lui, de pildă Mitrușcu Teli din Albania, numele lui era Dumitru Pascu, Dimitri Pascu, Dumitru Pascu și așa se numează și în România. Și aș vrea să fac o paranteză spunând că dacă în România avem o atitudine, dacă în România avem de-a face cu o atitudine reprobativă față de această luptă anticomunistă, în Albania lucrurile stau cumva altfel. Albania a avut un comunism mult mai dur, să zicem, 8 dintre marilor poeți foarte tineri au fost împușcați. Chiar Mitrușcu Teli a trecut prin pușcările lor. Dar acum Albania își onorează luptătorii. E lăudabil că la noi Biserica Ortodoxă Română a procedat meritoriu la canonizarea unor sfinți, între care unii și sfinți din închisori. Ei au publicat, am părut o carte a lui Marius Chelaru, de la o carte de 500 de pagini dedicată lui Mitrușcu Teli în România. Și albanezii spun clar că este unul dintre marilor prozatori, deschizători de drumuri în literatură, dar care era un admirator deschis al național-socialismului italian, fascismul italian. Și asta nu împiedică Albania de azi să îl recunoască și să-i publice operele. În această revistă albaneză îi se dedică chiar articole de Zeana. Revenind la Ionel Zeana, câteva date, s-a născut în Doleani, în Macedonia,
A venit în 1912, a venit în țară în 1928, a făcut studii strălucite de medicină, a condus organizații studențești, bună parte anticomuniste, a fost trecut și până în închisori în 1936, dar în 1938 a fost arestat în 1938, în sfârșit, dar în 1948, în acea noapte de 14-15 mai, este arestat, condamnat la 10 ani de închisoare. Partea ciudată că, refuzând să colaboreze cu securitatea și având o atitudine foarte demnă în timpul închisorii, l-au ținut încă 6 ani, fără nicio judecată, fără nicio condamnare. S-a încercat, el a cerut reabilitare, a fost rejudecat, nu i s-a găsit nimic, nicio vină deosebită. Cu toate acestea, justiția română actuală, și vreau să spun că traversăm o perioadă în care justiția română nu-și face datoria, a menținut condamnarea și nu a dat niciun fel de despăgubiri, de daune morale, pentru, nici măcar pentru cei 6 ani deținuți fără nicio judecată. Dar nu vreau să vă plictisesc foarte mult și vreau să-i reconstitui amintirea prin câteva poezii și voi fi foarte scurt. Îl rog pe colegul să ne atragă atenția în momentul în care trebuie să termin, că nu știu dacă mai pot vorbi și despre tatăl meu. Și am selectat ce o să citesc la întâmplare. De pildă, dedică partizanilor anticomuniști din Munții Făgărașului, conduși de Ion Gavrilă, acest cântec de luptător. Zice, stau zi și noapte înfipt pe această creastă, țâșnit ca din adânc la o chemare. Mi-e răzmeriță inima sub coastă și vulturi ochii crunți rotiți în zare. Nu continui cu ea. Inscripție pe poarta iadului. Zice, iată mă cu tinerețea luminată sfânt de vise, poartă neagră, poartă ticăloasă. Mi-e trupul plin de răni încă deschise, iar nu și aruncă mai ca nu bucurioasă. Se strigă din templița Aiud, frate, sub lap, 7 lacăte urâte și groase ca niște proaste țestoase, ne țin slugii de moscovei spurcate, ne-au răpit prospețimea zării ca să poată suge mai dihnit tot sângele țării. Lasă și un testament el, a avut o singură fetiță, care a fost arestat la scurtă vreme după căsătorie, dar via dacă, știu, împlinise un an și se gândește cu mare dor la ea de închisoare, pe care n-a mai văzut-o niciodată în toți cei acești 16 ani. Securitatea tot îi spunea, nu vrei să-ți vezi fata și soția, zice, fii de mic colaboratorul nostru, nu trebuie decât să ne spui ce mai zic prietenii tăi, etc. Și de fiecare dată spunea cu prețul ăsta, nu. Testament, câteva versuri. Fiule, eu mor de acum în beznă pentru tine și pentru țara ta de vis și a mea. Tu roagă-te în șoaptă pentru mine cu inima sub coaste ca o stea. Sara Bun zice, eu, dragul tati, ți-o-i zâmbi tăcut din cerul cu miresme tare de nuc. Și voi așterne un duios sărut pe fruntea-ți răzvărătită de haiduc. În multe poezii, el cheamă la rezistență și la revoltă. Deci, a mai murit un deținut de foame, evocă condițiile cumplite, a mai murit un deținut de foame și moartea durmecă azi altă urmă, cumplit neroade foamea și nescurmă prin măruntani în ceață și în scame. Mai citesc una sau două, versuri, m-am selectat. Ce fii tare neam al meu, pe drumul lung, neînchipuit de greu, și nu sorbi o travă a deznădejdii,
în viforul turbatelor primejdii. Este un strigăt pentru continuarea lucrurilor. Pentru poezie întoarcere, care amintește și de acea celebră poezie lor de la Tugil, zice, noi ne-am întors din iadul de durere unde strâșmesc măserele și dinții. Ne-am înjunghiat, n-am înjunghiat nici cu pastă de muiere și nimănui nu i-am furat arginții. Și, în sfârșit, toată cartea este o mărturie de credință a celui care a fost Ionel Zeana și care s-a comportat admirabil în închisoare. Despre tatăl meu, toți cei care l-au cunoscut au vorbit cu aceleași cuvinte. El a îngrijit și a încercat să salveze cu mijloacele pe care dispunea în închisoare, să salveze și a salvat multe vieți. A fost și pe lângă canalul, Peribrava, un lagăr unde a avut domiciliu forțat și acolo, într-adevăr, a făcut o serie de lucruri absolut remarcabile. A fost unul dintre medicii străluciți ai țării, un mare, mi se prevestea un mare viitor la școala de medicină, facultatea din Cluj-Napoca, unde era cadru didactic. Știți că după aceea cedarea Alberului a fost evacuată facultatea, el a plecat pe front și a condus un spital militar la Odessa, unde cel puțin nu se poate certifica, dar se pare că un instrumentar propriu a făcut un prim transplant de rinichi, care nu s-a dat în mod fericit. Închei spunându-vă că las deoparte aceste figuri din familia mea, ne aflăm într-un an electoral care cade prost, pentru că s-a încercat și probabil că va veni judecarea președintelui PSD-ului, fondatorul și președinte de onoare, Ion Iliescu. Asociația Gorjul Decembrie a făcut demersuri, se mergea pe ideea că timpul duce la prescrierea faptelor, dar Tribunalul Internațional a hotărât, fără drept de apel, că judecata va avea loc, probabil și condamnare. Deocamdată el rămâne nu numai președinte de onoare, dar și mentorul acestui partid. Și pe undeva din voie politic, Ciolacu face bine că ascultă de o minte mai dotată politic decât domnul Isac. În materie de alegeri, cu asta am încheiat, e bine să ne gândim, pentru că neparticiparea la vot înseamnă că votul merge către perpetuarea puterii. România are o poziție cu totul singulară față de toate statele din jurul nostru foste comuniste, în care echivalentul PSD-ului nu mai este în Parlament. Noi o să tragem destul de greu de pe urma perului în care au fost manipulate și, după părerea mea, alterate profund în sensul democratic aceste alegeri, începând cu numărul imens de semnături care s-au cerut, în așa fel încât un partid creștin democrat, cum este Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache, nu a putut ajunge cumva pe buletinele de vot. S-ar putea ca în toamnă, când sunt alegerile pentru Parlamentul nostru, să se schimbe lucrurile, pentru că România nu are niciun creștin autentic deputat, sau, mă rog, în Parlamentul European, care este dominat de creștini democrați. Iar această discrepanță între noi și Parlamentul Uniunii Europene și Parlamentul nostru e un lucru care ne va costa. Dacă sunteți interesați, eu las aici niște materiale. Din nenorocire a murit ultima sora lui Ionel Zeana și va fi înmormântată mâine și voi pleca îndată după încheierea acestei conferințe. Eu vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați ascultat.
mulțumim, domnule doctor, și mulțumim și maestrii Dancului pentru că face efortul de a ajuta pe domnul doctor să ajungă în condițiile pe care le-a spus cât de repede în București. Dăm cuvântul maestrii Dancului. Iar taina nu se discută, nu se dezbate, ea se trăiește. Creștinismul nu este o religie, este o chemare. Este o chemare la care se răspunde prezent. Știți că, în fond, domnul doctor, trebuie să realizăm că suntem alții. Pe la 1941, profesorul Nae Ionescu spunea în istoria logicii că a pus o viață pe cerească Universul. Noi răsăritenii îl pătimim. Bunii mei prieteni, a pătimi este cea mai teribilă și profundă formă de cunoaștere a lui Dumnezeu. Există versul la popular pe care l-a colegi Mihai Ionescu, reprezentând un loc de suferință fantastic, spune cam așa, suferă și pătimește, și ai să auzi iarba cum crește. Ați văzut din aceste poezii pe care ai ținut, domnul doctor, câtă suferință și câtă patimă. Să știți că diferența. Pe Iisus a suferit din cauza piranilor. Suferința are o chestie geografică, o găsești. Pătimirea este ceva indescriptibil. El a și suferit, a și pătimit. Iar pătimirea lui Hristos, ca răspuns, ne-a apropiat dintr-o dată pe noi de Dumnezeu. Toate eforturile care se fac astăzi, gândiți-vă că aici se întâmplă un moment de, dacă vreți așa, regenerare sufletească a neamului, în contextul în care se dau miliarde de dolari pentru distrugerea neamului și nu mai așa, identitatea voinei prieteni este un, o dimensiune organică. Omul nu este o abstracțiune. Astăzi, noi suntem în era post-identitară. Dincolo, în marile forume ale ocultei, se discută despre biorevoluție, în care identitatea dispare de la identitatea biologică, la cea națională și așa mai departe. Adică o epocă a unui mare anonimat. Dispare copilul, dispare nașterea, dispare familia, dispare etnicitatea, dispare poporul, dispare națiunea. E o succesiune de lucruri care sunt pe agenda. Agenda merge înainte. Ea, în timp ce azi dimineață m-am trezit și mi-am venit așa în cap să vă spun cum că cel de rău nu ține cont, merge în continuu. Ea este repetitivă. Se numește înghețarea în proiect și în culpabilizare. Mai apostiv, dau un exemplu și dumneavoastră faceți asociații respectivă, pentru că v-am mai spus, eu mărturisesc de la suflet la suflet. Care a fost un, sigur, un artist, un poet, al săracu, a fost luat de suflet acela bolșevic, cam cum frați tinerii noștri astăzi de progresism. Cam aceeași urmă. Și săracul a scris așa. E o rușine să te consideri rus, ucrainean, român. Este reacționar să fii creștin și este o mândrie să fii proletar, să te consideri proletar al Internaționalei Comuniste. Astăzi este o rușine să fii român, ungur, polonez, francez. Este reacționar și anacronie să fii creștin și este o mândrie să fii european. S-a încercat să se încearcă să se face o conștiință pan-europeană, adică a nimănui.
sfinții canonizați acum de curând și un gest, cum să zic, absolut admirabil al Bisericii Române, pentru sfinții aceia îl găsim și pe Constantin S. Apropo de identitate. O minune. Părinte, el a ridicat biserica aceea la munci și cât a fost el și Marașa Mătrașa, al Marte. Uitați cum este identitatea și cum se transmite. Unchiul meu, Dumnezeu să-l odihnească, a zis, când aveam 5 sau 6 ani, am fost la biserică și am ascultat pe părintele Constantin S. Și el îmi predică, în loc să vorbească ce înseamnă identitatea creștină, să țină teoriile, a zis așa, cancelarul Bismarck, care a fost baza Imperiei Germanice, s-a dus într-o inspecție în Polonia, care atunci era ocupată și de ruși, și de germani, și de austrieci. Și s-a dus la o școală. Și a luat un elev. Și a zis, ia-l în pace. Și a zis, ordonați-i și le-ați la mine. Da. Tu știi Tatăl nostru? Și a zis, da. Spune-mi, ce voie să te trebuie? A zis, Tatăl nostru, cu germană, perfect. La care cancelarul lui Bismarck, cancelarul de fier, i-a spus, ce națiune ai venit aici? Peste excelență, permite să raportez, sunt polonez. Te rog să-ți spui, Tatăl nostru, sunt polonez. Și puștiu a îngenunchiat și a spus, Tatăl nostru, în poloneză, pe mine. Și atunci Bismarck l-a întrebat, de ce ai spus, sunt polonez? Și a spus, așa m-a pus la mamă. Asta este identitatea. Mamă. Am acum urcat că aici de sus este pustul în altă Sfinție sale Antonie Brumădar. Uitați ce poveste din dată spunea că la noi creștinii n-au nevoie de idei. A spus cineva că Dumnezeu nu ne-a dat atât, dacă n-aș fi când ne-a dat posibilitatea să vedem că este cu totul și cu totul diferit. Cunoașterea este limită. Vederea Sfinților este plină. Mă gândeam la tineretul de astăzi, care 86% din lumii ei din România sunt îndepărtați de istorie. Își ucid istoria. Aici trebuie să fie milioane de tineri. Ca suferința aceasta să nu fie degeaba. Dar asta este epoca pe care o trăim și nu trebuie să trezăm de judei, cum spunea Sfântul. Ei își ucid săracii trecutul. Își ucid părinții, pentru că au fost învățați să se emancipeze de istorie, de trecut. Vlad Tărțescu, unul din mari noștri istorici, pe mine, în 84, scria, fiți atenți și scrise, trecutul este imprevizibil, nu mai știu să stai. Chestia asta nu este sigură, este sigură că se zic ei. Faptele, eroii, istoria, se resimt în funcție de comandamentele publice. Trecutul este imprevizibil. Și atunci nu se mai un viitor previzibil când însuși trecutul din perioada comunistă și a fost atât, praf. Dar mă întâlnam în altă asociație a Sfântului Promotar. Raportul acestui tineret nu numai de la țară, de pe grup, care nu mai este legat de trecut. Îl spunea un gânditor francez, copiii de astăzi nu mai sunt copiii părinților, sunt copiii vremurilor. Iar sute de vremuri nu mai sunt. Și eu, ca să nu facă atâta teorie, am și presimțit în altă Sfinția sa, Antonie Brumădar, care a fost un creștin de mare avergură, și mai ales în ce perioadă. A spus că o noră tot îl infesta pe soțul ei, că mama trebuie eliminată. A zis așa, a fost așa și a zis, trebuie ucisă. Și a dat tânărul în cap ideea aceasta. Și potrivit de această idee, într-o zi, copilul i-a zis, mami, ui, tânărul, de fapt. Mama, aș vrea să mergem cu căruța în pădure să-ți arăt ceva. Și mama a zis, bine. Și a urcat în căruță. Și a mers, și a trecut așa o perioadă de timp și nu voi să te dai jos, pentru că aici vreau să spun ceva. Și mama l-a privit și a zis, dragul mami, te-aș ruga dacă ne putem merge puțin. Și a mai mers. Tânărul era din ce în ce mai neliniștit, ușor, ușor să-mi plecat.
Și atunci am dat, uite, aici să te dai jos, că vreau să spun apoi ceva. Și mama... Înseamnă că am modestie. Sunteți fii. Sunteți fii. Sunteți fii. Zice românul, nu-i nimic întâmplător. Nici altă l-a fost întâmplător, pentru că se traduce din interiorul, în casa lui Dumnezeu și asta a fost dat. S-a măsurat, nu m-a băgat și un masaj, s-a soțelat. Bun. A rămas în bine prima, n-am nimic la urmă. Fiți atent, de toate ce am venit prima dată. Zice, mama, te rog eu pentru ultima oară, să mai mergem puțin. Și zice, mă vezi, că s-a întunecat, s-a făcut noapte. Și atunci mama l-a oprit și a zis, dragul meu, oprește aici. Aici poți să o faci, că nu te vede nimeni. Ați înțeles? Despre asta este vorba. O să vedeți că poporul român, neamul ăsta, are o alergie la bezna istoriei. Mă duc aminte de un mare martir, cum să zic, al neamului românesc, din închisorile comuniste, șef de generație, o minte de nelocuit, a spus că dacă ceva simți cum îți convine, că ți se țese o icoană care nu-i potrivită sufletului tău, și că începi tu însuți să te îndoiești de mine, du-te către izvor, du-te către rădăcini. A de rădăcini, spune zicea din rădăcini, este cea mai bună metodă terapeutică. Martirul care a spus chestia asta, că în perioada de criză trebuie să întorci la rădăcini, este astăzi făcut criminal de război prin votul dat de Parlamentul României, ca unic în istoria europeană, ca să-ți îndrăbi și să te reintimezi încă o dată, nu știu, poate memoria martirului se vede, se numește Mircea Lucrescu. Mircea Lucrescu zicea, altă adice, să nu te durează de ce. Să vedem ca unde provenim. O suită de mari intelectuali creștini pe care avem, au fost așa, ca niște lumini pentru neamul românesc. Filozoful Heidegger avea scris pe ușa cabanii din Germania, un citat din Heraclit, zicea, fulgerul e tot. Păi noi acum știți că pe Beznă, e toată așa, vezi. Noi am avut oameni fulger, care au văzut dintr-o dată. De exemplu, Simeon Mihedinților Verge, Vrânceanul ăsta, spunea, este o crimă să forțez sufletul. V-ați obișnuit deja? Sunteți imuni. Nu trebuie să vorbesc la lucruri fundamentale, dar nu niște apine. Pentru că, pe momentul și real, au fost două repetiții nereușite. V-ați înțeles? Trebuie să iasă. Dom'le, acum vă fac o pauză publicitară. Noi tehnică întotdeauna s-a venit. Eu am fost la un festival de teatru la Vasului și era microfonul pus așa, pe o din aia. Și am venit primarul să facă deschiderea, evident beat, deschis la păhap și Dumnezeu a zis, te fac eu acum. Și primarul a început să vorbească, dar microfonul pleca încet nici bușor în jos. Deci să te fericiți. Până ajungea aici, deci îi ridica sigur. Această activitate culturală, v-ați înțeles? Era un duh. Să știți că în România nu te poți juca, e un duh. Cum aia de la DFS-ul s-au numit că vreau prea carachete din cauza oilor de acolo. Este un duh mioritic. Este o frână care vine de undeva, v-ați înțeles? El, așa că și cu fâzitul ăsta, era, nu era în România, dar în Germania nu se întâmplă așa. Dar nici ideile astea nu se întâmplă, că nu era voie.
Aici aureața face parte din condiția creștină, ca să zic prigoană. Dacă nu ești prigonit, înseamnă că nu ești valabil. Să, de data asta au tras pe stânga, pe dreapta. A zis un senator american că zice, eu și pâlbele cu mașina mai la dreapta lea. Așa. Zice Simeone, zice-o deja, să nu se bage nimeni în socotarea mea cu eternitatea. Vedeți ce direcție, ce statură, ce dedicare. Daci, tot ce spune, mi-am avut, mi-a fost pre-creștini. La noi, bunii mei prieteni, creștinezul nu s-a pus să le dea dreptul. Eu când am fost la Basarabia și am zis la Basarabia, iertați-vă, domnișii. Păi cum nu ne-am dat? Băi, iertați-vă că avem 800 de ani de creștinism înainte. Acolo trebuie să fac așa. La noi s-a așezat. De ce zice Micelia de teroare istorie? Noi n-am avut istorie, teroare istorie. Și să-mi spune și dumneavoastră, cum acest popor care a fost terorizat istoric, n-a ajuns rău, infect politic, uitați ce crime se fac acum în lume, n-are carnage semnat în spate. Din contrare, are un folclor și o chemare către senin sufletesc. Ia românească. Tot folclorul nostru este de un senin sufletesc din care ați zinit și bărbuși. N-ați zinit din mulos, din resentiment. Spune Simeon Mehedinți-o deja, nu am avut aplicare către răzbunare. Spirit care primordial era sufletul. Spiritul contemplativ. La Hamagia s-a găsit gânditorul din Hamagia, atâta, nu ștrepelitorul din Hamagia. Ați înțeles? Vine Eminescu și zice, să-mi dea cineva niște apă. Sau vodcă, sau isipă, nu știu ce nu știu. Zice Eminescu, vă rog să fiți atenți, că situația Eminescu a scris ei. Românul. Românul de general. Până rasa superioară de român, aici. Aici, vorbesc în cărți. Rasa superioară de român. Celula moral impenetrabilă a neamului românesc. Nu s-a venit. Dar există și Românul degenerat. Și Părintele Iustin Cârnă spunea, mă, bă, economia aia de-a de migratori ne-au ciuntit, mă. Eu la București, Domnul Roc, și el este vizigot, dar eu sunt de român. Sunt vorbitori de limbă. Dumne, am văzut că cu asta mă așa să nici asta nu merge. Nici apa nu merge. Vă dați seama. Mulțumesc. Uitați-vă în jur, uitați-vă la televizor. Sunt huni vizigoți care vorbesc, sunt vorbitori de limba română. Dacă cineva mi-a zis, unde a fost Dumnezeu atunci când au fost prigoanele astea? Zic, în inima românilor. Cum așa? Păi zic, m-am dus, uite, să văd de la muzeul din Caransebeș, la Preasul Țiața Lucian, e muzeu acolo, și vedeam exact harta de astăzi. Transilvania, era acolo Austro-Ungaria. Imperiu, cum se refac imperia ta, democratic. Exact același simt. Dar dacă dedesubt, erau eparhii ortodoxe. Ei mergeau pe dedesubt. Cum se merge așa? Daci trăgeau cu săgeți noi, ca să fie semne. Legătura acestui neam, eu azi dimineața am dat una carte la biserică. Dacă îl arăt lui aia de la Uxel, ea nu se ține Uxela. Nu are cum. Eu dau pentru că și ea de dinainte n-au dat, și celălalt de dinainte, și spun că Herodot din Halicarnas, cu vreo 500 de ani înainte de Hristos, când a dat în malul ăsta de popor, a spus Atanatizein, care nu se traduce din grecește, nu cei care se credeau mântuitori, cei care deveneau mântuitori. Dacă luați de la Atanatizein, cei care deveneau mântuitori, și spuneți, ăsta este un document istoric care nu se poate proba. Și vă duceți, să zicem, în istorie. Pentru că noi avem o pustietate documentară, noi nu avem documente. Atât de mult acum, nu știți acum, de impuri mă faceți proiecte. Mă umflați. Fiți atenți. Relicvii istorice. De ce ar trebui să devineau nemuritori? Vreau să vă spun
citind în jurnalul Mackenzie, că când a fost anul centenar și s-a dat ordine de la Uniunea Europeană să punem să apățăm balul, să facem o compromite și au compromis. Mergeam prin țară și trebuia să mă documentez. Știți ce a zis Mackenzie la Mărășești, încă de atac? La Mărășești au murit 60.000 de nemți, 20.000 de români, 20.000 de ruși, câteva zile. Uitați, a zis, a fost un geniu militar Mackenzie, a zis, armata Germania pericolă. Românii nu mai au miliție. Ați înțeles? Fiți atent aici. Am citit. Nemții care au fost răniți la Mărășești și au fost duși la București, unul nu avea vreo urmă de cartuși, baionetă, bâtă și mușcători. Atanatizei. Și acolo scrie așa. Românii au luptat cu disperare până la ultimul om. Fiți atenți, și-au prezentat un cutremurător dispreț în fața morții. Și atunci vedem că din spate, de-aia zis, Dumnezeu nu ne dă să cunoaștem ce să vedem. Vedem că vin niște constante ale acestui neam, care străpat prin istorie. Vreți să vă vorbesc de cina pe care veșnicia i-a dat-o istorie? Ați auzit de cina atât de taină a lui Hristos. Eu vă spun acum de o cină dată de veșnicie istorie. Istoria se numea Lizima. Andreea! Dom'le, dacă până a sfârșit un mort, poporul nu trece. Deja nu mă mai aud, nu? 2, 3. Încercați-vă ca să mă auziți. Nu sunt de acord cu ce-am zis acum. Mă auziți? Nu sunt de acord, mă dezic. Public. Și a dat vase de aur
Iar eu cu generalul lui mâncau din fase de lut și cu nimic de lemn. Și zis, zi-mă, voi aveți acum 10 din anul. Și istoria spune că era și fata să se căsătorească cu ăla. La un păcat! Nu o să mai găsiți în toată istoria antichității un asemenea gest. Haideți să vedem la Mihai Viteazul după Schellenberg. Revință sufletești. Se luptă, Andrei Batul este înfrânt, pleacă pâlcul ăla de secui de sașul și fost să-l prindă, îi tai capul și îl duce lui Mihai Viteazul. Iar Mihai Viteazul spune, eu nu v-am cerut asta. Și se duce și face mormântare creștină cu lumânarea sfat. Căutați în toate evumeniile. Eu nu v-am cerut asta. Și a făcut în mormântare creștină cu lumânarea sfat. Când basta, prin trădarea la decapitat prin Mihai Viteazul, capul Mihai Viteazul a fost aruncat un hoit de cal și trupul dat spre putrezire. Ăsta este neamul românesc. Uitați-vă la Hoia și Proșca, când au fost duși acolo să fie executați, 5.000 de țărani au fost chemați ca să vadă, să nu mai îndrăznească neamul ăsta de nimic, român, de șef, de iubaci, să facă așa ceva. Și Hoia s-a spovedit înainte de execuție și a spus, părinte, eu iert pe toți. Toți șapte aia care au trăit din satul lui. Vreau să mă duc din Corea cu mine. Iar Croșca și-a dat pământul bisericii. Nu a luat pâinele. Funduri. A dat biserici. Acolo, cu 5.000 de inși, când el a zorbit pe Croșca, ca să vadă Hoia, așa cum Maica Domnului a văzut zdrobirea lui Iisus. Și Croșca din durere a zis, ce faci cu oriu, plângi? Că să nu facă poporul. Ce spuneți dumneavoastră de relicvele sovietești și din primul război mondial, când în Traseu, la discursul ăla, amărântul ăla care avea pușcă de pe vremea 1877, așa mai început, tot mai unii francezi cu Petru și ne-au dat și nouă arme. El stătea acolo în tranșeu, le-a mai zis la amărâții ăștia pe la televizor că m-a făcut creștin o pată aia de la Ministerul Apărării Internaționale. Nu mai e Ministerul Apărării Internaționale. Ministerul Apărării Internaționale, pentru că cine vreți să ne facă totul. Cu pușca, el n-avea numai să lupta ca ne-am luptat cu Pentagonul sau cu Rusia acum. Păi de capul nostru. Aia care aveau 30 de mitraliere și aveau unul. Știți că la podul Jimbui, jandarmul a zis la pensioane pe copul ăștia de-aia. Voi trageți unul după altul să crede că avem mitraliere. Vă dați seama? De-aia a făcut plin cu ăștia plăceată. Și intra acolo, el se lupta cu Imperiul Ostrogat, când era tifosul exantemat. Era febra tifoid, gripa recurentă, iterul. A făcut ravage. Unii mei prieteni, 220.000 au murit pe front. Restul până la 1.000.000 au murit tocați de epidemii. Și acolo se lupta, Tatăl Dumnezeu se odihnească, chiar v-a avut campania sub doctor. Mi-am avut pe Constantin Levadic, pe Babeș, pe un cantacuzinom. Și apropo de amărinții ăștia cu COVID-ul și cu la noi ăștia care au terminat virusologia la seara, o împlină, cum să zic, epidemie holerică înainte de război, în războiul balcanic, Ion Cantacuzino a făcut mare experiment, vaccinul anticoleric. Și toate somitățile din Europa zice o greșeală și au tratat. Chiar dimineața vorbeam cu un medic și nu ați văzut mai bine, domnul doctor, ce se întâmplă când creierul acestui român lucrează și spargi inerții. Bunii mei prieteni, în Tranșeu cobora preotul. Și știți ce să tăia? Vă spun din documente. Mă, băiete, în caz că prinzi un prizonier, tu să te comporți cu el ca un frate. Ce ziceți asta? Biblioteca de Tranșeu se ducea cu majoritatea la analfabet să citea despre Sfântul Zilei, că nu știu când moare. Și trebuie să știi care e un sfânt când moare. Asta sunt documente. Le vorbea de Alexandru Iacuza, ca să știe că a fost posibil, din punct de vedere istoric, unirea. Și vorbea despre patimile lui Hristos. Și zice, în clipa în care vorbea despre patimile lui Hristos, nimănui nimeni era frică de moarte. Așa s-a făcut. Regiment pregătit să plece la Ardeal,
Și Părintele Marco Vincioli spune, dușmanul nostru a dat ordinul. Luați toate clopotele, topiți-le și faceți-le tunuri. Iar eu vă ordon, luați toate tunurile să le topiți, să le faceți clopote. Când Marchezii a intrat în București, au mai rămas două clopote. Două clopote, deci s-a topit. Vedeți? Vine așa zisa civilizație, barbaria ei, ca și acum, că sub această civilizație se ajută o cumplită barbarie, n-am zis-o numai eu. Au zis-o și Bergheaiedu, au zis-o și Romanul Guarnima, subit. Avem telefoane mobile, avem avioane, dar avem înălțime superioară. Poporul acesta, când vă dau un exemplu, Vasile Pogor, în Junimea, spunea ce a făcut acest popor român, când în Franța și în Germania se făcea o cultură extraordinară. A stat prin Bordee. Și Iemescu a zis, da, a stat prin Bordee și s-a urmat geniul primitiv. Luați-l pe Iemescu și o să vedeți o constantă. Jules Michelet, la 1877, mare istoric în Franța, a spus despre poporul român. Zice, nu a construit, a spus 1877, nu a construit monumente să reziste secolul ca Imperiul Roman. A avut, fiți atenți aici, rezistența mălătioasă a digurilor de sarci. Fascisti, uite așa, care au obosit oceanul, pe celelalte oceanul le-a distrus. Rețineți rezistența mălătioasă. Și zice, punctul vital de forță, zice Jules Michelet, este dragostea neînchipui de mare a acestui popor față de trecut, ceea ce se șterge astăzi. Îi luați pe toți ministrii educației și a culturii, în mare majoritate, au șters curețele la ordine europene, trecutul și vor să-și arăt. Deci, dragostea lui, exact ce se chinuie aici să facă, acești oameni eroi consideră, să refacă dragostea pentru trecut, pentru că avem ce iubi, avem ce adora, avem ce să băgăm în rugăciunea noastră ca să fim puternici astăzi. Și că dragostea față de trecut și dragostea duioasă și inexplicabilă a cuiva față de o patrie care cu cât este mai nenorocită, cu atât este mai iubită. Pe bunii mei, prieteni, ăsta este refuzul Hrist. Hristos a întors, a făcut un scandal. Socrate spune, ce e Socrate? Privim asta în trupul, sufletul, știința, meditativ. Și dintr-o dată totul se răstoarnă. Asta am îngheiat ceea ce nu era de îngheiat. Leprosul, văduva, orfanul. Suferința. Atunci poporul român, în Golgota lui, ia suferința ca tâlharul din dreapta, ca o apropiere de Dumnezeu. Cât au suferit de câte ori la munții aceștia? Stăteau în munți în fața unui dinozaur politic, istoric. Cum am trezit Varioga Fencu în 51 să spună când țara era înconjurată numai de tancuri, era plină cu tancuri și cu comunism, bă, fraților comunism, să vă aduce. Puneți că revine nou creștere pe ceea ce va urma, va fi mult mai cumplit. Suntem în anul 2018. E mult mai cumplit. Este cu mult mai cumplit. Vă dau aceste relicte sufletești. Deci din primul război mondial vezi așa ceva. M-am dus la Comana cu domnul general Radu Teodoru. Dumnezeu să dea sănătate, un mare român. Și am văzut mausoleu, pentru că acolo la Comana, în primul război mondial, când au lăsat radiații care erau și acum, vor să ne prindă război și tot așa. A fost un masacru. Și am văzut oasele alea la jac și am văzut, bunii mei prieteni, am văzut că am făcut armată la artilerie. Am văzut cămășile de obuz pe care ei le-au găsit și le-au transformat în candele. Vă rog să mai dați din toată istoria primului război mondial un popor care a făcut din astea candele, care a făcut din tunuri clopote. Și atunci aveți relică sufletești. Duceți-vă la unul dintre cei mai mari martiri ai neamului nostru, Părintele Bejan, care a fost închis la Oranj și acolo, apropo de târii aceasta, îmi aduc aminte că într-un din lagrele sovietice, unde erau vieții soldați români prinși și ajuns în față de schelet, a venit tovarășa Napoca. Și a zis, tovarăș, trebuie să luptăm pentru victoria poporului român împotriva dușmanului.
Și unul dintre scheletele alea a zis, fiți atenți aici, pentru că asta este pentru acum. Niciodată nu te duci în trecut dacă nu are valoare de acțiune astăzi și aici. O mărturisire nu se face. În istorie este istorie. O mărturisire creștină se face ca ea să funcționeze aici. Unul dintre scheletele alea i-a zis tovarășii era cu altă încurjunată de general ruși, câini, lupi, mitraliere și a zis, cine-i jurat cu coană? Deci permiți să vorbești în numele poporului român. La care baia mea vrea să creadă. Exact cum eu aș duce acum în Parlamentul European și zice, cine sunteți voi să vă băgați în socoteala mea cu eternitatea? Cine sunteți voi? Ce instanță morală sunteți voi să-mi acuzați și să-mi spuneți că am criminal de război? Bă, zice, cine-și cu coană? Și ea zice, sunt tovarășa Ana Paucă, secretara partidului și cum. Dar dumneata cine ești? De ce dumneata ai voie și nu am voie? Eu zice, eu sunt fost colonel de cavalerie cu coană. Și am să spun care e diferența, de ce pot să vorbesc eu și tu nu. Eu dacă pun mâna pe zidul unei mănăstiri implicate de Ștefan cel Mare, toată ființa mea vibrează. Tu nu simți nimic. Asta este identitatea. În Oranchi nimeni nu vorbește. Nu se scrie în istorie. Tot ce se întâmplă aici ar trebui să fie manuale de istorie. Ar trebui condamnat public și moral acești istorici de conjunctură în România care iar modifică totul, iar ocultează totul, iar distrug trecut. Spunea Nicolae Iorga că noi suntem ceea ce suntem nu datorită victoriilor străpunilor și ci datorită suferințelor lor. Suferința este un capital uriaș de rezistență atâta timp cât ești cu ochii spre Dumnezeu. În Oranchi, care a fost mănăstirea țarilor, unde a scris și Tolstoi în via, sovieticii au făcut lagăr. Și am avut niște de ruși, pentru că au dat și martiri. În 1918 au venit acolo o delegație bolșevică și au avut 11.000 de rede crude. Și a zis, ori cu Hristos, ori cu tovarășul ăsta. Și episcopul a zis cu Hristos. Și au împușcat la ei câteva zile. Iar vietul din Trebeșan spune, a fost obligat să săpăm pentru toalete. Și l-am găsit pe episcop obligat așa de scaun. Și mult cadavru, schelet, am găsit. Și acolo erau români. Bunii mei prieteni erau români. Eu am văzut și pe italianista acum, săracii prin sănătate, unde m-am dus. Săracii cu începută condiția. Și erau români. Și erau cu armate gloriați cu germanii, cu italienii, cu japonezii. Și a început foame. Și a început chinul și mâncat cu orele. Și bocanci și șobolea. Românii nu știu ce face data asta. Era suferință peste suferință peste suferință. Zice, ne-a scos să ne omoare, ne duceau pe așa cu cămașa la 30 de grade, să te copaci. Și ne-am întâlnit pe 20 de mai cădea pe tânărul în pușca, nici nu în. Și am întors și am întors în satele rusești și început să fugă tare. Și au ieșit pruncii mei copii din ea, burta mare, viafică de scoți și tot regimentul de români, zice, părintele Bejan, s-au obligat în semn. Iar ei au crezut că e vorba de revoluție, s-au pus automat. Și ca un semn, și-au dat bucata de pâine la puiul ăla de rus. Și că atunci am genunchiat. Și-au dat un sujetic. Atunci. Și o reacție. Să se citească ce s-a făcut. Vreți să vă spun de slăsuri pe creștin? Săracul i s-a dat domiciliu, este martir cu ce mai mult s-a nebușuit. Însă face istoria. I s-a dat și domnișor forțat și un securist care e izolat de mine, că lumea venea la el. Și în 89, când a fost ceea ce a fost, ăia de la Cădrău a fost un om mare păstrat. Și el a scos în casă și a zis, stai aici, te apărăm. Ce zice de calitatea aceasta umană? Până și cu ucrainii au venit, știți cum e, i-a dat, lasă-vă că i-am rând, din minorici. N-a cerut numele Centrul Herții și lui Bucovina. A băgat istoria în paranteză. E suferit. Fiți atent aici, ce l-am zis ăla de la Nisa. Prin 91 am fost și o nebeția. Și m-am condus acolo, cu un spectacol. Cu niște țigani, genial. Țiganul mi-a zis după spectacol, că să moară mama aici mai mult decât să am luat. Genial. Ah,
Și chiar eu cu pantomima, cu pantomila, cum zic ăștia, mi-a spus, pe cuța mă rog. Și era o domnișorică cu tatăl ei, fiți atent. Le-am zis în biserică. Știți ce m-a întrebat în aeroport, domnișoara? Și că dacă nu spune la toaletă, și că îți fac toaletă de la mine, da, și eu sunt civilizat, sunt curat la mine, nu știu ce. Că au zis, da, și au și muzică. Ți-a plăcut România? Cum să-i zic, de așa, albastră, verde, ca să nu-i se vadă venile. Acum am văzut la Constanța altă. Exact altă. Înainte trebuie să-mi duc în cartierul cu oameni care erau așa. Și m-am jucat pe cartierul de oameni plăcați. Asta vine peste noi. M-a mai zis un monah dominican în 2003-2004, la Lyon, în Franța. Frate, dar cum veți face față la mizerii care ne treabă? Și am spus, îi curățăm pe noastre și vă vom da și vouă o mână de ajutor. O să vedeți că, cum zice Părintele Steluai, norul acesta de martiri. Am scris o scrisoare către poporul mână, care zice, poporul mână, nu dezamăgi că ești o margine a Europei. Că și Nazaretul a fost o margine a unui imperiu putrefacție și avea ceea ce avea. O să vedeți cum o Europa întreagă se va duce către acest medicament și o să vedeți că n-au decât paburi și drumuri. N-au decât să se ducă. Atâta timp, iar lipsa aceasta de teamă față de istorie, când Alexandru Macedon a ajuns aici la Dunăre, și s-au întâlnit cu delegațiile de cetodaci, el a spus, voi nu vă temeți Alexandru Macedon? Răspunsul, noi îngeții ne temem doar de cer să mâncăm de peste noi. Asta este o constantă. Și ca să vedeți ceva, deci Constantin Sfânt, Părintele Steniloae, Irina Cătușu. Mie eram în, vă spun asta, identitatea creștină. Mie eram în chilie la Părintele Stipul cu Dumnezeu și o dreapta și mi-a zis, bă, dă-mă zonă. Ne duceam la canalul unul pe acolo și i-au pus iarnază, iar toamnă, frig pe iarnă, în bluză așa, și intrați în apă să dea suflet. Deci era moarte prin pneumonie. Și săracii, deci s-au oprit, și așa au încărcat armele. Să pună câinii după ei, să-i bagă. Hai, nu știu, că și acum avem tot. Avem cea mai mare producție de torționare, acum este. Nu 45, acum este. Îi vedeți la televizor, îi vedeți peste tot ce scriu oameni de cultură, academicieni, istorici, cea mai mare producție de torționare. Artiști. Și zice, eram îngrozit și am auzit o voce, intrați, bă, fraților, că am visat-o pe Maica Domnului. Și a zis, o să fie bine. Am zis, eram un tânăr, Ilie Cătușu. Băi, Domnul s-a întrebat, s-a întrebat. Și ne-a pus și ismele de la Cătușu, la Cătușu, da? Ne-a găsit cu mine. Asta mi-a zis-o mie. Asta este o mărturisire. Marele profesor Gheorghe George zicea, cine nu crede în minuni, nu e creștin. Se întâmplă asemenea lucruri. Faptul că Montero Diar, mare hispanist, a zis, nu e nicio, cum să zic, problemă originea poporului român. Se știe. Miracolul este că există. Vă rog să faceți următorul exercițiu. Luați Franța, luați Germania, luați Belgia, luați Elveția și mutați-o aici. Și puneți-o sub imperii barbare, sub de două, care n-au blocat, n-au copii, n-au femeile, au, ne-au umorau, ne-au sfânturau. Să vedeți când cât timp dispar. Și atunci înțelegeți cum, unde v-a întrebat ceva, era Dumnezeu în primarea comunistă, în inimile lor. Puteți să scoateți toți martirii în închisorile comuniste, toți martirii partizani și a desfăt ca popor? Un popor fără demnitate nu mai are sentimentul adevărului. Ei sunt valuta noastră de demnitate în lume. De asta am zis că creștinismul este o chemare la care am răspuns prezent. Cu toate vicisitudine, cu toate, cum să zic, crimele posibile care s-au întâmplat, teroarea abjectă care s-a făcut. Scoteți dumneavoastră din istorie, scoteți din biserică și o să vedeți cum se prăbușește poporul acesta. Acolo stă Dumnezeu. Astăzi unde stă Dumnezeu? În inima dumneavoastră, în inima acelor români care țin neamul. Țin neamul cu fața spre Dumnezeu, oricum.
Știți că Darwin a zis că specia care s-a adaptat cel mai mult a supraviețuit în istorie. Iar Bogdanul ăla de era cu ei, a zis invers. Specia care se adaptează tot timpul are toate datele sensă din istorie. Noi ne-am adaptat la suprafață, niciodată din interior. Părintele este noi a zis, românul are tot. A ajuns ciobac, a ajuns șer, a ajuns român. Niciodată n-a dat chipul lui Hristos. Mie mi-a zis Domnul Iubiei și Dumnezeu să ordinează Domnul Domnului. Le-am îmbrat pe toate. Numai să nu, cum să zic, insulte chipul lui Hristos din inima noastră. Pentru asta a murit. Și atunci vedem ce avem apărat. Gustav Thibon, un mare creștin francez, a spus Hristos ne-a apărat în eternitate din timpul care se apărat chipul în istorie. Ceea ce vedeți dumneavoastră astăzi este o luptă împotriva creștinismului. Este o luptă fundamentală. Și atunci, care este un popor rezistă în istorie din atitudine? Care este atitudinea acestui neam când ea, în mod oficial, este plin de trădători, de oameni care se adaptează și care își schimbuiesc copiii, taie sensele, modifică totul, nu vreau să intru în clasă pentru că închinez întâlnirea. Tatăl meu a fost un mare medic și spunea, bă, bacteriile, când intră virusul, care este bacteriofag, au un sistem de apărare extraordinar. Dar cum? Și ca un foarte molecular, de taie ADN-ul. Știți de ce? Virusul, ideologia stelă, globalismul sau comunismul, e un ADN care țin în urmă și se schimbă starea de așa, cum ai trebuit virusul. Și el taie ca să nu se reproducă. Cu asta și-a luat premiul Nobel în 2020, pe foarfeca moleculară. Pac! Se taie. Știți că bacteriile au o memorie infecției care se dă mai departe? Pe ceea ce se întâmplă acum este o memorie a unei infecții care trebuie dată mai departe. Comunismul a fost o infecție. Uiaș. Ceea ce ne peste noi nu mai este infecție, de tip cancer, de tip degenerativ. Celula canceroasă, pun imediat prieteni, se înmulțește haotic și nu mai are memoria țesutului sănătos. Aici este țesutul sănătos. Luați din Universitatea de Istorie. Chemați studenții la dreptul ăsta să vadă dacă știu ceva din ceea ce se întâmplă aici. Și atunci, cum se zic, radiezi, dai, cum se zic, tu, de la tine. Și aș încheia cu următorul lucru. Ce spune Alexandru Ionescu, martir al anticiștilor comuniste. Între lumea antică și creștinism, nu este nicio evoluție. Este un salt. Între lumea care vine de dincolo și poporul român, nu-i nicio legătură. E o prăpastie. Atâta timp când nu se respectă, au fost în peste 40 de țări ale când nu se respectă identitatea unui, identitatea unui neam, sunt țări blocate cu botițe care nu au voie să spună că cer ce se întâmplă o crimă. Și am spus unii tunisieni acum în Franța, nu-i nevoie de o țară, e nevoie de un om, ca să se spună adevărul. Și aici, în România, nu-i nevoie de o populație dezmetică, e nevoie de nuclee, de popor. Unul din mari cercetători istorici, Albert Wirth, a scris în proximitatea Primului Război Mondial, poporul român este cel mai târz popor din lume, mai târz decât copiii Israel. Evrei au fost un tip în istorie. Deci acest popor român a dispărut din istorie aproape 8-9 secole, dar mers pe dedesubtul ei, precum pâraele în munții Iura și Cas de la noi. Și au ieșit definitiv în secolul 13. Este de tip germinativ. Nu vedeți că ești în timpul pandemiei. Noi am ajuns cu o inteligență extraordinară, că ăștia mor pe capete ce au făcut dincolo în Occident. L-am întrebat cu un țigan, a spus genial, zic, te-ai vaccinat, m-a vaccinat să mă rămân. Cu ce? Și cu asta și cu ce? De ce față de ei? V-ați înțeles? La cultura dictaturii, noi punem cultul diversiunii, care este o chestie de mare inteligență. Este o chestie de mare inteligență. Nu ai cum să te supui, cum să zic, unor lucruri care sunt între noi și ei. Este o prăpastie ontologică. Dacă trebuie să secul luminilor, omul este o abstracție. Pentru noi românul, omul nu este o abstracție. Este o taie. Iar războiul care se face este războiul cezarului împotriva lui Iisus. De la momentul acela când s-a luat moneda,
Aici e scandalul mare. Ce facem învățătorii? Știți că Evanghelia e plină de locătorii care lucrează. Ce facem învățătorii? Le plătim impozitele? Sau nu plătim impozitele? Dacă spunea plătim impozitele, era un împărat. Dacă spunea nu plătim, era răsculat și trebuia crucificat. Și atunci a cerut o monedă. Parabola, știți? Cine are urechi sau aude cine nu poate să vadă. Și a căzut cu fața lui Tiberiu. Și pentru prima oară în lume a furat altceva. Pentru prima oară în lume. A zis, dați-i cezarului ceea cezarului. Până atunci nu mai era atât. Pentru că cezarul era stăpân în ziua. E răzut ce era ziua. Capul unul era așa. Și Iisus a zis, și lui Dumnezeu cel Dumnezeu. Și atunci s-a născut un an, un an de oameni creștini, așa. De atunci a început gelozia furibundă a cezarului, că i s-a luat autoritatea. De atunci am fost legați de natura divină. Dacă uitați la Radu Gil, la Nichifor Crain, la Ion Gabriel Goran, majoritatea partizanilor uciși erau cu Biblia în buzunar. La autoritatea asta. Cum să te pui o mână de oameni cu un imperiu? Am zis așa. N-au ținut. Iar dai cezarul, mi-a zis. Astăzi ți se cere să dai cezarul ce al Dumnezeu. Să dai sufletul, să dai copii, să dai istoria. Fără dată, pentru că dumneata mai născut, dumneata, omul. Tu ești șef. În clipa în care era episcop cu Sfântul Ioan Gurădeau și romanii, sigur, erau creștinați, au venit să ia impozite care erau ziua împărată. Și ca să strângă bani, îi băteau. Și atunci s-au revoltat cetățenii. Și au rugat, erau puțin ostași. Și s-au dus furioși la casa guvernatorului. Și alte frică a fugit. Și atunci furioși au distrus statuia de aur, împărată. Asta însemna trimiterea de legiuni romane și să se scoate cărămidă cu cărămidă, să nu mai există. Și locuitorii au fost disperați. Și s-au dus la Sfântul Ioan Gurădeau. Un om de 40 de ani, slăbuț, să zică, învață Iisus să vă ce să facem. Va veni vremea asta, la noi. Și stați în casă. Și a chemat din pustie sfinții. Și a mergeau pe pe străzile astea, și au venit regimentele, legiunea, vum, 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 de 50.000, de 60.000 de soldați. Și au văzut un bătrân, care avea să se ia pe picioare, care este așa, descrecat. Ei nu puteau să-l omoare pe bătrân, pentru că ce vezi, era o legiune de 30.000. M-a descrecat. Spuneți împăratul vostru, că atunci când poate să dea viață, atunci o ia, încălecați. Am încălcat vorbit, zice, până acasă guvernatorului și-a schimbat gândul. A ținut și-a schimbat. Dar e de ajuns o verticală creștină. Așa cum peste mântul zără zborului. Când veți putea da viață, atunci urmați. Încălecați. Să învățăm și să-i trimitem acasă pe toți ăștia. România, bunii mei prieteni, este în cea mai cumplită situație a istoriei. Până acum am avut cum să dăm moștenire. Astăzi nici lucrul ăsta nu mai avem. Și atunci, focarul acesta de credință nu te teme turmă mică. Vorba lui Petre Țuța, enezi mari pe suprafețe mici, nu pe mase populare. Istoria nu se pe loc. Și nu uitați că istoria a fost însfințită. Primul care a însfințit pop, a fost Hristos, pe urma apostolii, pe urma martirii. Toți martirii noștri, în frunte cu Brâncoveanu și Sfântul Ion Valachă, și toți martirii închisorilor comuniste au însfințit istoria. Toți martirii partizani au însfințit istoria. N-au lăsat să-și facă de capul ei. I-a dat o dimensiune și ne-a dat demnitate. Să dea Bunul Dumnezeu să nu ne pierdem limitatea și să murmurăm în sufletul nostru de fiecare noapte numele acestor martiri, memoria lor, pentru că ea este forța tainică care ține poporul acesta. O să vedeți, istoria nu mai merge linear. O să fie mari persoane de situație. Numai crucea lui Hristos nu se poate răspunda. Vă mulțumesc!